o onoare pentru mine să fiu aici și să împărtășesc cu voi din ceea ce am învățat de-a lungul anilor, atât din viața personală, cât și din meseria pe care o practic. Mi s-a cerut astăzi, într-un fel, să vorbesc despre abilitatea, capacitățile noastre umane de a trece peste. Aceasta nu mi se întâmplă pentru prima dată, fiindcă sunt obișnuit cu astfel de provocări și în cabinet. De multe ori am simțit sau chiar mi s-a cerut așa să am o baghetă magică sau un fel de telecomandă minune prin care să proiectez oamenii care treceau și care trec printr-o suferință majoră, să-i proiectez într-un viitor mai blând, cu mai puțină durere. Ei bine, ce am observat că această telecomandă magică nu există, în schimb avem, fiecare dintre noi avem resursele necesare pentru a merge mai departe. Cum putem reuși acest lucru? Iarăși din experiențele din cabinet, observând, învățând și de la oamenii cu care am avut onoarea să lucrez, am observat că acest lucru nu se întâmplă peste noapte. În sine este vorba de un proces care are nevoie de timp. Și v-aș întreba și pe dumneavoastră, dacă uneori nu ați simțit nevoia să apăsați pe butonul acelei telecomandă și să vă proiectați într-un viitor mai bun, dacă nu ați simțit nevoia un pic să scurt-circuitați timpul și să traversați așa printr-o teleportare magică. Însă am învățat fiecare dintre noi prin experiențele noastre că nu se poate acest lucru dintr-o dată. Așa că astăzi, mai mult ca oricând, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre această capacitate naturală pe care o avem noi oamenii, această capacitate numită reziliență, un termen folosit în fizică. Dacă o bară este îndoită, ea își poate reveni la temperatura necesară. Și am învățat că și noi oamenii avem această abilitate de a ne adapta și nu de a ne reveni, ci așa cum spunea bunul meu prieten Cristian Petrescu cândva, nu ne revenim, ci devenim. Cu toții suntem traumatizați, cu toții putem trece prin durere de-a lungul vieții, însă Buddha spunea cândva, durerea este inevitabilă, suferința este o alegere. Și atunci, cum facem diferența? Ce observăm? Putem fi traumatizați încă din perioada intrauterină, atunci când încă suntem bebeluși și stresul mamei se transmite către făt, nu doar drogurile, alcoolul sau nicotina, ci și dacă mama este anxioasă, dacă se află într-o depresie, ea însă și-a trecut prin traume și aceste lucruri se pot transmite fătului. Și acesta poate pleca cu un handicap în viața sa. De asemenea, pentru mulți dintre noi, traumele nu sunt vizibile. Suferim de pierderea unor persoane dragi. Putem suferi un accident și dintr-o dată viața ni se schimbă peste noapte. Avem parte, din păcate, și de acele traume de atașament din partea părinților atunci când copiii sunt neglijați sau chiar sunt abuzați. Nu li se acordă atenție și afecțiunea, siguranța necesară. Ba mai mult, din păcate, putem suferi și iată și în acest prezent de unele traume colective, am putea spune, fie că e vorba de o pandemie, fie de refugiați, dacă vorbim de un război sau de schimbări climaterice accelerate. Cu toții, de-a lungul vieții, avem parte de asemenea treceri, de asemenea momente. Însă, haideți să descoperim împreună și cum putem reuși să mergem mai departe. Și dați-mi voie în următoarele momente să vă povestesc două secvențe din viața mea. Mai întâi, poate un lucru care m-a încurcat și care m-a ținut pe loc aproape 5 ani de zile. Pe scurt, dacă ați fi curioși și v-ați uita în CV-ul meu, ați vedea că după absolvirea liceului de aviație, apropo, nu departe de acest loc, liceul de aviație din Băneasa,
poate și de aici unele emoții inerente. Între absolvirea liceului de aviație și următoarea mea secvență în civil, sunt 7 ani care lipsesc. Ce s-a întâmplat cu mine în acești 7 ani? La 18 ani am avut un accident care m-a făcut să mă împrietenesc foarte mult cu acest scaun rulant, ba chiar să se creeze o relație așa de atașament și dependență de-a lungul anilor. El mă ajută să ajung acolo unde îmi doresc. Iar în acei 7 ani aveam să mă împrietenesc cu multe stări emoționale și, așa cum prefigurați probabil, și cu depresia. Depresia n-a venit dintr-o dată. Un celebru psihiatru american, Elizabeth Kubler-Ross, după 40 de ani de lucru cu bolnavi în stadii terminale, a spus, a teoretizat acest model, cele 5 stadii ale durerii. Și sunt convins că și dumneavoastră le-ați experimentat atunci când ați traversat un astfel de moment dificil. Mai întâi noi oamenii suntem surprinși și putem nega un astfel de moment, apoi ne putem înfuria, ne putem înfuria pe noi, pe cei de lângă noi sau poate chiar pe cineva de mai sus. Putem negocia cu noi, putem poate apela la mai mulți medici și să avem mai multe păreri, nu ne vine să credem ce se întâmplă. Iar pe acest traseu temporal apare și tristețea, apare, nu-i așa, și lipsa de speranță uneori și o tristețe care seamănă cumva cu poate un tunel negru în care nu mai vezi nimic, nu se mai întâmplă nimic. Ei bine, pentru mine, în primii ani obișnuiam să îmi centrez atenția și focusul, speranța pe acest gând că o să merg din nou, că o să pot din nou să îmi folosesc picioarele. În fiecare zi făceam câte 8 ore de recuperare fizică, iar noaptea mă așteptam cumva printr-un miracol, printr-o minune să se întâmple ceva și a doua zi să pot să mișc din nou picioarele. Am sperat în acest fel mulți ani până când mi-am dat seama că privesc într-o direcție greșită. Și ce am învățat? Că uneori speranța ne poate încurca. Am stat pe loc, să spunem, poate la modul propriu, însă aveam să descoper ulterior poate o evoluție mult mai profundă. Cum așa? Ce a făcut declicul, să spunem, în următoarea secvență pe care aș vrea să o împărtășesc cu dumneavoastră? Uneori este bine să privim în exteriorul nostru și poate să ascultăm chiar unele voci. Știu că poate părea ciudat pentru un psihoterapeut să spună că aude voci sau că a auzit cândva voci, însă una din aceste voci m-a ajutat să devin omul care sunt astăzi. În acele timpuri nu erau speakeri motivaționali, așa că pentru mine acea voce a venit din partea lui Mihai Viteazu într-un film celebru în care mi s-a părut că mi se adresează direct și are o celebră replică: români, treziți-vă că ați dormit destul. Pentru mine acel moment a fost, să spunem, momentul crucial în care am acceptat că nu o să mai folosesc picioarele, să spunem, într-o manieră naturală și că trebuie să aleg, trebuie să văd ce fac cu viața mea mai departe. Ce aveam să învăț 30 de ani mai târziu? Că destinul nostru este ales tocmai din acele momente în care noi decidem cum vrem să fim în restul existenței noastre. Și am pornit la drum. Cum am realizat că noi oamenii avem, să spunem, resursele necesare pentru a merge mai departe și pentru a depăși dificultățile inerente care ne apar? Acest lucru se produce și fiindcă psihicul nostru se splitează, se împarte în 3 atunci când trecem printr-o traumă. O parte dintre noi, într-adevăr, suferă, este partea rănită, traumatizată,
când simțim tristețe, acea tristețe profundă, acea depresie, când ne doare și când nu mai avem nicio speranță, nu mai vedem nicio lumină. O altă parte din noi continuă să meargă mai departe, este partea sănătoasă, să spunem. Partea normală ce continuă să meargă la serviciu, să dea de mâncare copiilor și să înaintăm, oricât ne-ar durea. Și în sfârșit, poate cea mai importantă secvență a psihicului nostru este acea parte de luptător pe care o avem fiecare dintre noi. Acea parte de erou care începe să lupte și să declanșeze acele mecanisme pe care noi le numim mecanisme de autovindecare. La cabinet sunt cunoscut ca un psihoterapeut care își pune oamenii la treabă, dându-le niște exerciții, teme pentru acasă. Chiar dacă aici ne aflăm într-o secvență, să spunem, în afara cabinetului meu de lucru, dați-mi voie să vă provoc și să ne uităm împreună la strategiile prin care fiecare dintre voi ați reușit să mergeți mai departe, la acele strategii, la acele mecanisme de autovindecare. Desigur, o să împărtășesc și aceste lucruri care m-au ajutat să devin ca om și ca persoană peste timp. Aceste lucruri nu le-am reușit singur. Am avut alături familiile, aș putea să le spun. Am avut lângă mine prieteni. Fiindcă nu e așa, noi oamenii suntem motivați și folosim uneori acele traume cumva ca o energie care ne împinge mai departe spre a ne putea îndeplini potențialul. Nu puteam să accept să, până la sfârșitul zilor, să nu mai fac nimic. A trebuit să mă reconectez cu ceilalți și încet, încet am început să am prieteni noi, să cunosc oameni noi care să mă ajute și să-mi îmbogățesc viața. Un alt mecanism sau o altă strategie, curajul de a cere ajutorul. Să privim un pic către noi și să ne întrebăm dacă în momentele dificile, dacă în momentele grele, avem acest curaj să privim în stânga, în dreapta și să admitem că avem o vulnerabilitate, că avem o dificultate și că, într-adevăr, nu ne putem descurca singuri. În lumea psihoterapiei uneori auzim, nu suntem răniți singuri, nu ne putem vindeca singuri. La fel și aici, pe acest drum al reconstrucției și al devenirii, avem nevoie de ceilalți, cu condiția, iată, să avem și curajul să cerem ajutorul. Ce m-a mai ajutat pe acest drum și ce ne poate ajuta pe fiecare dintre noi este să ne stabilim noi obiective. Noi obiective de dezvoltare, noi obiective, lucruri de învățat. Nu este o întâmplare că am devenit psihoterapeut. La începuturi, în acea perioadă neagră a depresiei, mă vizitau tot felul de gânduri negre care începeau, multe dintre ele, cu niciodată. Niciodată nu o să mai am un job, niciodată nu o să mai am o relație, niciodată nu o să mă mai pot bucura sau nu o să mai pot, să spunem, vizita diverse locuri. Viața mea nu o să mai fie niciodată la fel. Având acele gânduri negre, firesc, mă și simțeam ca atare. Până la un moment dat, când am descoperit o carte de-a noastră din zona terapiei cognitiv-comportamentale și de acolo m-am împrietenit cu o zicere. Noi oamenii nu suntem afectați de ceea ce ni se întâmplă, ci de cum interpretăm ceea ce ni se întâmplă. Acesta este și motorul terapiei cognitiv-comportamentale și, fără să știu, fără să-mi dau seama inițial, am început să îmi schimb tipul de gândire folosind acele principii. Ulterior aveam să le învăț în cursurile mele de formare și în celelalte workshop-uri. Acel nou obiectiv de a deveni psihoterapeut m-a ajutat așa ca lumina unui far. Știam unde vreau să ajung. Și o altă atitudine care mi-a fost de folos și
pe care cred că și mulți dintre voi o împărtășesc, să fim blânzi cu noi și să ne acordăm timp. Aveam să descoper, să spunem, această blândețe poate mai mult în sfera mea profesională decât poate în viața de acasă. În orice caz, mi-am dat timp să privesc în viitor. Și lucrurile încet, încet au început să se miște în viața mea, însă nu a fost ușor. Dacă aș da timpul înapoi, probabil aș schimba acel impuls de a folosi acea telecomandă magică, fiindcă am învățat că acea perioadă de pauză a avut rolul său. Nu aș fi omul de astăzi fără acea experiență, fără acea, să spunem, traumă inițială de la care am învățat și care m-a ajutat să devin. Poate un ultim aspect pe care l-am observat și îl folosesc în munca mea, dacă tot am trecut printr-o traumă, dacă tot am devenit experți, să spunem, într-o durere, este bine să-i ajutăm și pe ceilalți. Putem deveni experți într-o anumită zonă de traumă. Fie că ne-am pierdut un copil, fie că am fost abuzați, fie că am trecut, iată, printr-un accident. Fiecare dintre noi poate avea mai mult sens ajutându-l pe celălalt și împărtășind cu ceilalți aceste mecanisme, să spunem, de adaptare și de devenire. Poate un lucru cu care aș vrea să închei astăzi ar fi și acela că noi, oamenii, nu suntem înfrânți decât atunci când ne oprim. Că cel mai important lucru a fost să acționez, să mă mișc înainte. Vă mulțumesc foarte mult!